Vremea urâtă la munte va ține cel puțin până mâine la ora 10, când expiră și codul portocaliu. Pentru zonele montane așteptăm instabilitate atmosferică accentuată, dar mai ales averse torențiale. Mă refer la aceste ploi de vară importante cantitativ, astfel încât în intervale scurte de timp așteptăm cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Bineînțeles că pe lângă aceste averse așteptăm și frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, când la rafală putem înregistra chiar peste 80 de km pe oră, vijelii și grindină. În aceste condiții, turiștii trebuie să fie extrem de atenți la vremea care se poate schimba brusc. Se manifestă foarte rapid și foarte violent. Avem foarte mulți oameni care ne-au spus că vremea s-a schimbat în câteva minute. Le atragem atenția celor care sunt surprinși în zona alpină înaltă de astfel de ploi puternice să nu intre pe văile pe care nu le cunosc, pentru că pot fi surprinși acolo de viitură, pot fi blocați în pasaje pe care nu le pot depăși și atunci își pun viața mai mult în pericol. De altfel, salvamontiștii au din ce în ce mai multe intervenții. Pe Valea Prahovei au fost nevoiți să cheme un elicopter smurt pentru a recupera o femeie de 32 de ani care avea dureri în piept, stări de vomă și respira cu dificultate. Salvamontiștii atrag atenția că și pe munte trebuie să luăm măsuri împotriva caniculei, mai ales când facem trasee solicitante. Să ne hidratăm corespunzător, să avem la noi câteva susținătoare de efort, pornind de la cel mai simplu pliculeț cu zahăr, o bomboană, o ciocolată, absolut orice care să ne refacă cât de cât condiția fizică să ne ajute să depășim un anumit moment dificil. Salvamontiștii spun că în luna august se confruntă de obicei cu cele mai multe solicitări și fac apel la prudență și atenție.